access anywhere? Apasă play oriunde vrei. Are you taking it anywhere? You ready to go? Descarcă aplicația și ascultă Europa FM. Hai, câți fani ai filmelor sud-coreene, a serialelor sud-coreene avem aici pe frecvențele Europa FM. Nu mă așteptam. Salut, Cătălin, bine ai venit. Salut, zi acolo de Squid Game. Da, întrebam de Squid Game. Văd că a explodat pur și simplu filmul ăsta pe Netflix și nici măcar cei de la Netflix nu se așteptau la succesul ăsta și întrebam pe ascultătorii noștri dacă au început să-l urmărească și cam pe la ce episod au ajuns. La episodul 5 sunt. Ești la 5? Da, la episodul 5 sau 6, cred. Stau să mă gândesc acum. Deci te-a prins. Da, m-a prins, am văzut, cred că 4 într-o zi. Nu e cel mai tare, parcă am mai văzut eu ceva pe ideea asta, dar te ține acolo, adică e, măi, cool, e ok. Are 11 milioane de fani, că a devenit cel mai popular serial Netflix la lansare. Am auzit că e cel mai tare din milioane, istoria, da. Netflix. Și acum se pun pe investit băieții în filmele sudcoreene, vor investi 500 de milioane de dolari în producția de seriale și filme sudcoreene. Dar poți să încercați, că mai sunt niște telenovele sudcoreene pe la TV. Mamă, știi cum se uită? Știu, am în familie oameni care sunt fani, nu ratează niciun episod. Filmul e ok, e bun așa, te ține. Dar unde sunt telenovele de altă dată cu mari? Așa, asta e un fel de telenovea așa, doar e violentă. Da? Da. Ok. Bine, începe rațiunea zilei. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Comisia Europeană a adoptat o serie de măsuri, da, sau o serie de recomandări pentru măsuri. Ele sunt fără precedent și sunt menite să preîntâmpine criza energetică pe care țările membre o vor trăi în iarna aceasta. Știți foarte bine că facturile se măresc și că sunt stocuri puține și asta se întâmplă pe întreg teritoriul Uniunii Europene. La noi s-a purtat o discuție între plafonare și acordarea unor ajutoare pentru mare parte din populație. Pare că mergem către varianta de plafonare. Ce propune Comisia Europeană, care a înțeles că toate țările membre sunt afectate de lucrul acesta și, într-adevăr, este un set de măsuri pe care statele vor fi libere să le aplice. Iată, ce înseamnă asta? Acordarea de sprijin de urgență pentru venit consumatorilor afectați de sărăcia energetică, de exemplu, prin bonuri valorice sau plata parțială a facturilor. Știți exact soluția pe care o propunea guvernul Câțu la un moment dat. De asemenea, vei putea să îți amâni factura. Este o altă soluție propusă de Uniunea Europeană, deși asta cu amânarea facturii, nu știu cum... Ca la bănci. Da. În pandemie, țin minte, adică că puteai să... Trebuie să o plătești, nu? Până la urmă, okay, plăteai, da, dar... De asemenea, luarea unor măsuri de protecție pentru evitarea deconectării de la rețea. Deci, dacă ajungi în situația să nu plătești două facturi sau trei succesive câte sunt acum... Să nu te tragă din priză de tot. Să nu te tragă din priză de tot, mai ales asupra iernii. De asemenea, recomandă și propune Comisia Europeană ca statele membre să își reducă sau să facă reduceri temporare și specifice la taxe și impozite pentru gospodăriile vulnerabile. Știi, dacă sunt oamenii în situația asta, atunci mai tăiați-le din taxe și impozite. Dar fără a face precizarea la ce sunt aceste taxe și impozite. Și foarte important, zice Comisia, gândiți-vă la un sistem de acordare de ajutoare întreprinderilor sau industriilor locale, dar în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat. Adică găsiți modul în care puteți să ajutați aceste companii, dar nu săriți prea tare calul. Sigur că sunt mai multe aici, inclusiv o nuanță în tot acest comunicat, care le cam dă libertatea statelor membre să își găsească și surse alternative de alimentare energetică sau cu gaze, altele decât cele prin contractele tradiționale. Adică, mă rog, vedeți voi pe unde mai găsiți. Poate n-ar trebui să renunțăm atât de ușor la ce avem. Deocamdată. Ca să explicăm situația României. Criza asta pe care o vedem peste tot în Europa, în România are mai multe cauze. Una este cea europeană și care vine dintr-un consum sporit de energie și de gaze după repornirea economiilor, după perioada COVID. Adică economiile au fost oprite, au mers mai încet, lumea
a stat acasă, deodată toată lumea a cerut gaz. Asta înseamnă că nu a fost posibilitate să se refacă acele stocuri care de obicei se refăceau vara. S-a consumat foarte mult și în timpul verii și acum ne-am trezit fără stocuri. Mai e un motiv, iarna trecută a fost foarte lungă și s-au golit stocurile pe care statele membre le aveau și acum chiar nu este gaz stocat undeva în piață sau este foarte, foarte puțin. Furnizorul nostru tradițional aici în lumea europeană este evident Federația Rusă. Acum, după ce ani de zile Uniunea Europeană și Federația Rusă au avut niște relații proaste, a venit acel moment în care întreaga Europa este la mâna lui Putin. Putin a zis așa, nu m-aș opune ca Gazprom să mărească livrările, dar pentru prețul corect. Adică vrea și el o grămadă de bani. La noi se mai întâmplă însă niște lucruri. Noi plătim certificatele verzi pentru că facem enorm de multă energie pe cărbune. Asta este poluantă și această măsură afectează România. Un al treilea lucru este faptul că aceste capacități de producție din România sunt învechite și proaste și scoatem la un preț necompetitiv. Adăugați aici și diversi băieți deștepți pe care avem în piața din România, că știți că am vorbit ani de zile. Dar poate cu ei trebuia să începem. Poate cu ei. Dar și faptul că prețul din România este legat de, și de alte state, de Ungaria și de Cehia și de Austria în speță. Așadar, vin momente foarte dificile din punctul ăsta de vedere și când spun foarte dificile, nu mă gândesc doar la preț pe care unii îl vor putea plăti, dar să nu vă mire la un moment dat să primim gaz de mai proastă calitate sau să, Doamne ferește, să fie zile când o să auzi prin Europa stați că nu mai este. Ne întoarcem la butelie. Alergăm după butelii, da. La sobă, dar ni s-a spus că poluează în orașe, dacă mai ținem de discuția. Da, sigur. Dacă a ajuns Uniunea Europeană să recomande ajutoare de stat, înseamnă că situația e chiar dificilă. E chiar bine, gravă, chiar și da. În cadrul legal al Uniunii Europene, situația este dificilă. Cătălin, îți mulțumim. Vedem împreună ce o să mai vină. Până una alta, suntem siguri, vine iarna. Da. A venit deja. La Europa FM am învățat să spunem ce simțim. Am învățat ce contează. Ne-am unit vocile. Pentru noi, tu ești vocea care contează. Împreună suntem Europa FM.